Nu! Mă trec o onda! Salutare, voi băieți! Și bun venit la un nou episod. De data asta facem bătălia de la Formula 1 între Mercedes, Ferrari și Red Bull, care Red Bull are motor Honda. Fiecare o să aibă o mașină de la una dintre acești granzi ai motosportului din F1. Eu să am Ferrari, Tavo Fortnite o să aibă Mercedes, iar Gogoașul ăsta, Goguț, o să joace cu Honda. Bun. Regulile? Amicilor, mai întâi, câte like-uri să facem la acest episod? 25. Ce-a zis David? 25. Facem 25. Să vedem cu... Facem cu granzii ăștia de la Formula 1. Noi suntem originali, adică mă rog. Serios. Bun. Buget avem? Regulile. Nu, că trebuie să luăm cea mai... Dacă trebuie să fie cea mai apropiat de Formula 1, deci ce are brandul mai bun? Hai mă, să luăm... 458 sau... No. Deci, tu, care e cel mai bun al tău? Nu, no, că cel mai bun al meu e 458, Italia, dar nu vreau. Ne luăm o mașină nouă, băieți. Pentru voi, spargem toți banii pe Forza. O facem roșie, dar normal că o facem roșie, că dar e Ferrari. Bă, da. Ferrari. Bă, dar chiar trebuie să aveți mașinile ca la Formula 1. Gen, a ta trebuie să fie argintie. Mercedes și Honda trebuie să fie neagră. Da, mă, sigur găsesc eu desene, știi, mă. Așa, ce dă... Ce Tavo Forne nu găsește, faci. Schimb... Oh, la asta oricum nu poți să schimbi motorul, deci e bine. Îi punem integrală cu un twin turbo aici, să fie... Integral. Bun, și schimbăm... Exhaust. Cu valve. Cu... Blocul motor. Pistoane. Twin turbo, intercooler. Ce mai avem aici? Asta e uleiul, nu? Da. Și asta... Bă, dar niște desene. A, bana ce asta. Schimbăm aici suspensiile, facem de race. Bă, am unul argintiu, dacă cred că pot să găsesc și un Mercedes. Da, punem de asta, punem de asta. Până-ți totul la maxim, băieți. Tracțiunea am voie să o schimb? Da, tracțiunea, da. Motorul nu. Ok. Că nu vreau tracțiune. Voi așa scor cam cât aveți? Diferență. 950 momentan. 92. Cât mai ai dat unul? Mai am doar roțile. A. Tu erai ăsta, Davide? Stai cât să mai? Cred că sunt gata aproape. Scor, scor, gen. Eu am 92. Mamă, lăsăm jantele astea stop de la Ferrari. Bă, ăsta ar trebui să schimbe motorul, bă. Bine, hai, punem jante pe 21. Mulțumesc că mi-ai adus aminte să pun jantele de tryharder. Da, dacă vrei, schimbă motorul, schimbă motorul. Cum orice vrei, schimb motorul? Că e la acolo, la rotița aia, unde ai și tracțiune. Nu mă, lasă să schimb. Oh, atunci las așa. Las. Lasă că e bine și așa. Pune și astea, gata, băieți. Eu am la festival aici. Install setup. Bă, mașina mea nu o fi cea mai rapidă, dar e sexy. 87 de K a fost tuning-ul, deci... La mine a fost, nu știu, tot ceva de genul, vreo 90. Păi dacă, dacă n-am schimbat motorul... Să mă întorc să-mi pun jantele. Ia uzi! Ce, ce, ai V12 de la deasupra pe urechile? Nu, no, nu, n-am V12. Păi, dar ce ți-ai zis? Am un 599. Aaa, bine, bine că nu e ăla, tryharder. GTO. Ia. Păi, cred că e ăla, dar prinde nu știu cât. Eu am, da, ăla e. Bă, ăla e. Bă, da, vine nu asta, bă. De ce? De ce? Bă, NSX-ul, mă, că ce să ne faci, mă, cu chestia aia? Așa, fiecare își prinde mașina. Nu știu. Eu am aici un Ferrari 599 GTO cu scorul de 968. Roșu Ferrari, viteză Ferrari, bordul ăsta e cam ciudat.
N-am văzut în viața mea un bord așa. E frumoasă. Lasă-l pe David, lasă-l pe David să-și... Ia prezintă-ne Honda Auto. Asta, un Honda Civic Type R 900 scor obosit cu motorul stock. Tracțiune 4x4 când ne permitem. Altceva n-am ce să zic. Și ia spune-ne despre al tău. Aici avem un Mercedes AMG GTR S cu motor de 5 litri V8 biturbo. De fapt e 4 litri. Un desen foarte frumos de la Mercedes, ne aduce 50 de cai putere. E exact. Un scor de 967. E exact ca ăla din Formula 1. Și cu, și cu jențile de try harder că vreau să câștig cursa asta. Eu sunt... Hai băi, să vedem care Grand e mai bun. Honda, Ferrari, Grand ăla sau... cu Honda Civic, dar găsești pe stradă. Sau Mercedes. E un pic așa scaf. Dar când o trece ăsta cu Vitec pe lângă noi, cu spoiler, mamă, și-a pus spoiler de la mai bun. Aolo. Bă, da, noi nu reușim niciodată să zicem mașini de la același scor, nu, n-am nicio treabă. Nu, să 67 cu aia. Sunt cu un scor mai bun decât, da, să puneți cu ultimul. Băi, da, eu fac punctul ăla cu condusul. Jack? Băgam aici, bă. Ce mai bun pe condus? Aaa, bă, vă dau seat dog așa. De ce vei, mă? Eu am părit ultimul. Aolo, stai așa că... am luat peretele în brațe. Ultimul, cum adică? Și la cursa trecută am primit, am plecat din aceeași poziție cu tine. Bă, măcar de data nu mai facem un loc și ne mai dăm copaci. Da, că avem tracțiune integrală. Sau 4x4, cum zic unii. Nu, e integrală. 4x4 e la sub de alea mai. Dacă tractea de 4x4 e mașina oprit, da. Așa funcționează, David. Bă, da. E, văd și-o pe tonație, ia frumos curba. Bă, îl vezi pe dată în drept și pe 100 la oră. Bă, dar înțeleg că, înțeleg că ești pe jos pe puncte, dar și e mai mult între Mercedes și Ferrari, dar e nici chiar așa. Bă, ești cam slab, bă. Băgam aici piciorul în ABS. Bă, da, bă. Mi-a intrat ABS-ul. Eu nici măcar nu joc tryhard, adică nicio treabă. Păi ai Mercedes, ai cea mai bună mașină. Aaaa. Seacă, domnișoară. Putere nici chiar. Măcar nu pot să-mi pun spoiler pe chestia asta. Eu am cine viteză Ferrari. Rari, rari, rari. Eu cred că pot cam mașina de pre-order, dar cumva. Am două. Eu am un Civic și o speranță. Civic și o speranță. Stai, stai, un pic, mi-a sărit pistoanele, așa. Speranță că poți să cea daună totală, domnul Tănase. Cumva, chiar dacă nu e posibil, dar a făcut. Ce ai făcut, bă, tavă? M-am îngropat singur, stai niște. Vedeți, băieți, dacă nu vă jucați Formula 1. Hai să schimb, hai să schimb camera, direct în copac. Nu, 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 nu! Ce-ai făcut, mă? Haide, haide! Pe la curba morții! M-a luat Civic-ul, nu pot să cred! Honda, cum merge ăsta și că e pilot de raliuri cu pe coasa de Honda! Stai că am băgat o marșarie! Fac, 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 fac! France Acceleration! Mamă, bă, dar tu chiar în altă mașină nu ia curbe deloc! Deci, am vrea să intre în mine! Am prins o singură dată pe pământ și nu mai intra înapoi cu jos, ia. Lasă. Am trecut printre... Am luat... am dat checkpoint mist. Yay! Opa! Tu Dumnezeu, mă, ticoaie! M-a dat lângă checkpoint! Papa, hai băi, că ăsta e easy win. Ai jumătate de cursă. Ăsta e easy win, băieți. Se pare că... se pare că Ferrari e cel mai bun motorist. Șofer motor. Că te bag pe accelerație de... Dar hai să vedem pe autostradă cât ai. Eu pe drumul ăsta prin 340. Avea 370.
360. Hai să vedem aici pe autostradă. Da, bă, nu mă mai opresc. Ești de bun de la, nu te mai oprești. Nu mai iau una după accelerația asta. Nu mai accelerează dacă o lași. Chiar dacă nu ce mai mult de 310, eu nu iau una după. 380 am avut la finalul autostrăzii. Aici pe autostradă. Haide! Pe autostradă mare. Nu mă duc vitezele! Am 6 viteze! Păi și eu tot 6! Iau 380 la 6. Și mai... Da, mă, tu ai sute în curbă! 300... Băi, de ce 300... Honda-ul! Lăsați Honda-ul! Nu! Nu! Aduc o miliță la Mercedes, nu! Nu mai lasă să-mi iau Mercedes la mâna a doua! Nu! Da! Nu! M-a trec cu Honda-ul! A luat Ferrari-ul! Nu mai l-am luat, a luat Ferrari. Salut, băieți! Da, virează morții tăi de mașină! I-am pupat, da? Nu pe nimic, te rog, eu pune frână. Pune frână, bă, mi-ai spus? Bă, dar asta până își prinde top speed-ul, nici pe autostradă nu cred că așa la top speed-ul, cred că... Nu. Tu sunt morții mătii de mașină. Eu mă duc. Da, mamă, mă duc! Dă-te-mi morții tăi de aici! Cursă strânsă, cursă strânsă! Nu! Nu mai face drag! Da, mamă! Măcar nu-i avea niște... Nu! Nu! Ce la bun șofer! Mi-a zis și Keira, that was amazing! Bă, nu știu dacă l-ai văzut cum l-a luat pe săracul. Bă! În curba direct și am accelerat direct, m-am dus. Bă, dar te luam bine, cred că era de la Slipstream, dar nu conta. Bă, dar m-am dus. Racheta m-am dus. SpaceX. Niciodată, rataților, când vreodată. Și acum să o bag pe aia din Fast and Furious. Aproape te-am luat. Și tu să zici că orice șofer știe că nu contează dacă câștigi la o milă sau la un, sau la un centimetru, tot ai câștigat. Bă, ai că mi-a dat horn. Mai ziceam, dar a făcut cu Mercedes, GTR și Ferrari 599, GTO și o Civic. Bă, te-ai ținut destul de bine pentru cutia de carton. Bă, a fost aproape de noi. Hai să facem acum.